scrisă în anul 1561. Confesiunea belgică sau confesiunea belgiană este una dintre cele mai vechi mărturisiri de credință în tradiția reformată. Este printre primele documente ca și mărturisiri de credință în ceea ce numim noi Reforma Protestantă. Autorul ei principal, Guido de Bre, a murit martirizat la doar 5 ani după ce a scris această mărturisire de credință. Și a fost martirizat pentru convingerile sale evanghelice și pentru convingerile sale calviniste. De Bre a fost un elev al lui Calvin și împreună reformator în ceea ce a însemnat Imperiul Spaniol din acea perioadă. Pe 1 noiembrie 1561, după ce această mărturisire a fost tipărită, De Bre a aruncat o copie a acestei confesiuni peste zidul castelului Tournai, unde avea reședința Margareta de Parma, care era guvernatorul regiunii belgiane a Imperiului Spaniol. Scopul era ca această mărturisire să ajungă la atenția Imperiului Spaniol și ca Imperiul să recunoască biserica de natură reformată, să nu o persecute și chiar mai mult să cheme Imperiul Spaniol, care s-a aflat atunci într-o plină inchiziție, la reformă în cadrul Bisericii Catolice. Efectul a fost exact opus. În 1565, Guido de Bre a fost arestat pentru credința sa și în 1566 a fost spânzurat. Cu 12 zile înainte ca omul acesta să fie omorât, din captivitate scrie o scrisoare către soția sa, Catherine Ramone, care mulți oameni o numesc cea mai minunată scrisoare de dragoste scrisă vreodată. El scrie în felul următor: Catherine, draga și iubita mea soție și soră în Domnul nostru Iisus Hristos, chinul și suferința ta îmi tulbură puțin bucuria și fericirea inimii mele. Omul acesta este în captivitate cu 12 zile înainte să fie omorât. Știe foarte clar care este soarta lui. Așa că scriu această scrisoare pentru consolarea noastră comună, dar mai ales pentru consolarea ta. Pentru că întotdeauna m-ai iubit din toată inima și pentru că este după buna plăcere a lui Dumnezeu să ne separe. Ai știut că de-ai căsătorit cu mine, că ți-ai luat un soț muritor, ai cui viață este incertă. Și totuși, i-a făcut plăcere lui Dumnezeu să ne dea 7 ani împreună și să ne dăruiască 5 copii. Dacă Dumnezeu ar fi voit ca noi să trăim împreună mai mult timp, ar fi rânduit o cale. Dar pentru că nu este după buna plăcerea voii sale, voia sa să fie făcută. 12 zile înainte ca să fie spânzurat, din pușcărie, omul acesta scrie această scrisoare, care vă recomand, este ușor de găsit și pe internet, și scrie soției lui și spune: pentru că nu este după placul lui Dumnezeu ca să mai trăiesc și ca să mai fim împreună, să se facă voia lui. Nu știu câte neveste ar vrea un asemenea soț. Nu știu câte neveste și-ar dori un asemenea bărbat. Un bărbat a cui prioritate este într-adevăr de a face voia lui Dumnezeu și de a face totul spre slava și gloria lui Dumnezeu. Sunt asemenea bărbați și asemenea cupluri, asemenea familii care de-a lungul istoriei au fost chemați de Dumnezeu ca să slujească la această chemare de a chema biserica sa înapoi la Scriptură. Și au plătit cu viața lor și tradiția de la sine nu este un lucru rău. Ea ne ancorează în istorie vorbind. Dacă cunoaște această tradiție din care facem și noi parte, este foarte bine. A ști că în fiecare generație au fost oameni chemați să plătească un preț pentru a chema Biserica lui Hristos la reformă, pentru a chema biserica înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, pentru a se întoarce la Scriptură și la principiile ei, este un lucru extrem de benefic. A te cunoaște parte dintr-un lanț
puternic și neîntrerupt, de la Hristos și până astăzi, care cheamă omenirea la pocăință și care cheamă biserica la întoarcere spre Mântuitorul său, este un lucru extrem de benefic. Și în articolul 29, în această confesiune, care de asemenea merită citită ca și document istoric și are un conținut foarte bun și biblic, articolul 29 tratează una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă, cu care se confrunta reforma în acea perioadă și cu care ne confruntăm și noi astăzi. Ca și biserică, ne confruntăm cu această problemă în fiecare zi, în fiecare săptămână, mai ales în zile ca și acestea, unde urmează ca să avem în aceea zi și o adunare generală în care biserica ia decizii și cina Domnului. Și întrebarea cu care se confruntă, s-a confruntat reforma și ne confruntăm noi astăzi, este întrebarea: ce este o biserică adevărată? În ce constă o biserică adevărată? Permiteți-mi să vă citesc din articolul 29 din Confesiunea Belgică. Noi credem că trebuie să discernem cu multă grijă și circumspecție pe temeiul cuvântului Dumnezeu care este adevărata biserică. Deoarece toate sectele care există astăzi în lume își atribuie denumirea de biserică. Și dacă aceasta a fost adevărat în secolul XVI, este cu atât mai adevărat astăzi. Toate sectele, toate religiile se numesc cu adevărat biserici. Noi nu ne referim aici la compania ipocriților care s-au amestecat printre adevărații copii al lui Dumnezeu, fără să aparține realmente bisericii sale, deși ei se află acolo cu trupul, ci noi ne referim la a face distinție între corpul și comuniunea adevăratei biserici și toate celelalte care se socotesc a fi biserică. Iată câteva semne pe baza cărora poate fi identificată adevărata biserică. Trei semne propune această confesiune și de asemenea toți reformatorii au fost de acord că aceste trei semne constituie baza biblică pentru a desemna o biserică adevărată. 1. Dacă se propovăduiește în cadrul ei doctrina sănătoasă a Evangheliei. 2. Dacă se practică în sânul ei administrarea corectă a sacramentelor așa cum au fost ele rânduite de Hristos, și anume botezul și cina Domnului. Și 3. Dacă se exercită disciplina bisericească pentru pedepsirea păcatului și pentru a îndrepta greșelile. Pe scurt, spune Debre, dacă biserica se călăuzește după învățăturile curate ale cuvântului Dumnezeu, respingând cu hotărâre tot ce intră în contradicție cu Sfânta Scriptură, recunoscând autoritatea supremă a lui Hristos, capul bisericii, așa numit principiul de sola scriptura a reformei, principiul care spune că ultima autoritate la care se adresează biserica este cuvântul lui Dumnezeu. Și orice intră în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu trebuie expulzat în afara bisericii. Orice poruncă omenească, orice tradiție omenească, orice lucru care contrazice Sfânta Scriptură, care este adoptat de biserică, pune în pericol acea biserică. Pentru că o pune pe teren în care nu mai este cert dacă este biserica lui Hristos sau dacă nu este biserica lui Hristos. Părăsirea acestui principiu de altfel, acest principiu al reformei și acest principiu al Bibliei, pentru că Biblia spune despre sine că este drăptarul învățăturii sănătoase. Biblia spune despre sine că este suficientă ca să facă pe om desăvârșit pentru orice lucrare bun. Principiul de sola Scriptura nu este un principiu inventat de om. Este doar o sintagmă folosită ca să ne arate ceea ce Scriptura spune despre sine. Că ea este cea mai înaltă, ba mai mult ultima autoritate a lui Dumnezeu peste biserică și că biserica are datoria să se supună ei. Prin aceasta, spune Debre, poate fi cunoscută cu certitudine adevărata biserică și nimeni nu are dreptul de a trăi separat de ea. Toți cei care sunt credincioși au responsabilitatea să facă parte dintr-o adevărată
biserică locală. El continuă și scrie: cât privește pe cei ce aparțin bisericii, aceștia pot fi identificați prin semnele caracteristice unor adevărați creștini. Ei au o credință personală după ce l-au acceptat pe Hristos Iisus ca singurul lor mântuitor. Ei fug de păcat și umblă în neprihănire, iubindu-L pe adevăratul Dumnezeu și pe aproapele lor, fără să se abată la dreapta sau la stânga, răstignindu-și firea pământească împreună cu poftele ei. Aceasta nu înseamnă că ei nu au încă multe slăbiciuni, dar ei luptă zi de zi prin puterea Duhului Sfânt. Contra tuturor acestor infirmități, găsindu-și întotdeauna refugiul în sângele și în moartea Domnului Iisus Hristos, în suferințele și ascultarea Lui, având prin credință numele Său răscumpărarea și iertarea păcatelor. Adevăratele biserici sunt formate din adevărați credincioși. Este nevoie ca biserica, ca și structură, ca și practică să fie adevărată și este nevoie ca compoziția ei să fie adevărată. În ziua de astăzi sunt multe biserici false în care există câțiva adevărați credincioși. Simpla existența unui adevărat credincios într-o biserică nu o face adevărat. Biserica, ca și organism, ca și instituție, ca și cadru, trebuie să fie adevărată și se definește prin aceste puncte și le vom vedea din Sfintele Scripturi. Și oamenii care o compun trebuie să fie adevărați credincioși. Cât despre falsa biserică, spune el, aceasta își atribuie ei însăși, precum și propriilor sale ordonanțe, mai multă putere și autoritate decât cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi ca să sumarizăm problema bisericilor de astăzi, este aceasta. Bisericile de astăzi își arogă mai multă autoritate propriile lor ordonanțe și hotărâri și decizii decât la cuvântul lui Dumnezeu. Există autorități dincolo de cuvântul lui Dumnezeu. Există consilii, există culte, există sinoade, există oameni care exercită mai multă autoritate asupra bisericii decât cuvântul lui Dumnezeu. Ea refuză să accepte jugul lui Hristos. Nu administrează sacramentele în spiritul și în forma în care au fost ele rânduite de Hristos prin cuvântul Său, ci adăugând sau scoțând anumite elemente după bunul ei plac. Ea se bizuie mai mult pe oameni decât pe Domnul Iisus Hristos și persecută pe cei ce trăiesc o viață sfântă în conformitate cu Sfânta Scriptură și care o mustră pentru greșelile ei, pentru lăcomia sau idolatria ei. Distinția, spune Debre, distinția între aceste două biserici poate fi făcută cu multă ușurință, și aș adăuga eu, dacă vrei ca să faci distinția dintre aceste două biserici. Dacă vrei ca să îți verifici biserica în care te afli și să vezi dacă ești într-o biserică adevărată sau nu ești într-o biserică adevărată, acest test se poate administra foarte, foarte ușor. Dacă vrei. Cei mai mulți, așa zis credincioși, nu sunt curioși ca să-și testeze biserica pentru că sunt înspăimântați de ce ar trebui să facă dacă biserica lor pică la test. Dacă astăzi, dacă atunci când auzi aceste criterii biblice și vreau să punem postament biblic, verifici biserica în care te afli, fie biserica noastră, fie altă biserică și ea pică la test, consecințele sunt drastice și cei mai mulți nu vor să se confrunte. Reformatorii în mod corect au identificat aceste trei principii biblice prin care se definește o biserică adevărată și prin care se distinge în mod clar de cele false. Dacă se provăduiește doctrina sănătoasă a Evangheliei, dacă se practică sacramentele în mod biblic și dacă se exercită disciplina bisericească. Aceste trei elemente sunt esențiale pentru a identifica o adevărată biserică. Ele într-adevăr nu sunt totalitatea ceea ce este o biserică. Aia nu înseamnă că o biserică care are aceste trei elemente nu-i mai lipsește nimic. Aia nu înseamnă că nu poate fi o biserică cu probleme, ci este minimul necesar ca să putem considera o biserică biserică. De altfel spus,
am putea zice că este minimul necesar ca să considerăm că o biserică poate fi într-o relație de frăție cu noi. Când stăm și considerăm, de exemplu, zilele trecute discutam cu cineva și discutam despre ideea de a lansa o lucrare pentru tineret în orașul acesta. Și ne puneam întrebarea cu cine s-ar putea colabora în această lucrare. Cu ce biserică s-ar mai putea colabora? Când pui o asemenea întrebare, în mod instant, trebuie ca să vii cu acest test biblic și să zici ce biserică se califică să se numească biserică. Pentru că este foarte important. Nu te poți juca cu sufletele oamenilor. De exemplu, să fac tot felul de mișcări ecumenice. Da? A fost la Cluj, Believe, sau cum i-a zis. Da? L-a cumat pe Ravi Zacharias, care de altfel are multe lucruri bune de spus. Un om foarte înțelept, un apologet foarte puternic. Și Ravi Zacharias a venit și acolo au fost implicate mai multe biserici de diferite nuanțe. Din diferite culte și din diferite locații. Unele dintre acele biserici le-ai putea califica ca și fiind adevărate biserici. Altele ar trebui ca să spui că nu sunt adevărate biserici. La sfârșitul acelui eveniment au fost peste 200 de persoane care au zis că ar vrea să meargă la biserică și că ar vrea ca să se predea Domnului Iisus Hristos. Și frații au tras la sorți și au administrat câte o parte din acele 200 și de persoane prin nimereală la diferite biserici. Dacă cumva ai fost repartizat la o biserică unde nu se predică Evanghelia, nu se administrează sacramentele și disciplina este, nu este prezentă, ghinion. De aceea nu putem să ne jucăm și să zicem, hai să facem ceva pentru Domnul, să facem o lucrare și o facem împreună cu orice biserică disponibilă ca să se alăture acestei lucrări. Nu. Pentru că nu este echitate, nu este egalitate într-o biserică în care aceste elemente sunt prezente în mod clar și biblic și în una în care nu sunt prezente. Există biserici care sunt mai sănătoase și biserici care sunt mai puțin sănătoase. Dar nu vorbim despre asta aici, vorbim despre ce înseamnă a fi într-adevăr o biserică. Ele constituie minimul necesar pentru a putea considera o biserică validă. Adevărata biserică, cum ziceam, trebuie să fie compusă de adevărați membri. Și în general, acolo unde sunt biserici adevărate, unde aceste lucruri sunt prezente, prin consecința lor, componența bisericii este formată de adevărați creștini. Dacă se vestește Evanghelia, lumea se pocăiește, da? Și dacă se practică disciplina bisericească, cei care nu sunt pocăiți cu adevărat sunt înlăturați din biserică. Falși convertiți nu rezistă mult în adevăratele biserici. Atunci când se predică Evanghelia, Evanghelia aduce rod. Ori este convertire, ori este respingere. Oamenii care sunt neconvertiți, oamenii care nu cred în Evanghelia lui Hristos, care stau cu zecile de ani într-o biserică, pot doar să stea acolo pentru că acolo Evanghelia nu este prezentă. Atunci când discuți cu un om necredincios și îi prezinți, îi pui pe tapet Evanghelia lui Hristos, în scurt timp, el îți va spune, știi ce, nu mai vreau să aud. Nu mai vreau să discutăm despre asta. Pentru că Evanghelia lui Hristos ori convinge, ori condamnă. Haideți să punem postament biblic. Vrem să răspundem și noi la această întrebare, ce este o biserică adevărată. Vrem să ne examinăm și pe noi ca și biserică. Vrem ca să avem aceste concepte în mintea noastră bine închegate, dar vrem ca să le avem nu doar din tradiția bisericii, ci vrem ca să le cunoaștem din Biblie. Pentru că, într-adevăr, tradiția poate să fie benefică, dar Scriptura întotdeauna este desăvârșită, da? Tradiția ne arată că și alții au descoperit aceste adevăruri în Sfintele Scripturi. Scriptura ne arată dacă sunt într-adevăr adevărate sau nu. Primul principiu. O biserică adevărată provăduiește în cadrul ei doctrina sănătoasă a Evangheliei. Cuvântul pentru biserică în Noul Testament este cuvântul eclesia, adică adunare. Și ne punem întrebarea ce anume adună biserica în jurul ei. La ce se adună acești oameni, da? Ce-i aduce pe acești oameni, numiți adunarea, să se adune? Și răspunsul este că acești oameni care se adună
aud și ascultă glasul lui Hristos. Există o chemare care Hristos o face, există o chemare care El prin glasul Lui o face și biserica Lui se adună în jurul lui Hristos. Aude chemarea și răspunde la această chemare. Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan 10, cu 27, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc, iar ele mă urmează. Predicarea Evangheliei este astăzi glasul lui Hristos care răsună astăzi și oile lui Domnul Iisus Hristos, adevăratele lui oi, aud glasul și urmează această chemare, dau curs la această chemare, caută să aude glasul Mântuitorului și oriunde El răsună, oile se duc acolo. Sunt mulți astăzi care vor să audă un cuvânt de la Dumnezeu, vor să audă un glas profetic. O să le vorbească Dumnezeu. Dar desconsideră faptul că Biblia ne învață că mărturia lui Iisus este duhul profeției. Profeția în biserica modernă, contemporană, se întâmplă din amvoanele unde se predică Evanghelia lui Hristos. Unde Hristos este mărturisit și înălțat înaintea poporului ca și mielul ispășitor. Asta este prorocia astăzi și toți predicatorii și toți slujitorii duhovnicești astăzi care au fost chemați de Dumnezeu au în acest sens o slujbă profetică. Ei sunt chemați ca să fie ambasadorii lui Hristos. Ei sunt chemați ca să vorbească și prin gura lor Dumnezeu să vorbească. Ca oile să audă glasul lui Hristos și să vină și să strângă în jurul lui Hristos. Fără propovăduirea Evangheliei și învățătura biblică nu poate exista o adevărată biserică. Nu poate exista. De aceea eu rămân întotdeauna extrem de nedumerit de biserici pline de proroci, dar fără niciun predicator. Pline de oameni care pretind că au darul prorociei și îți pot descoperi viitorul, dar niciun om care poate să enunțe și să explice Evanghelia. Nu pot explica așa ceva. Oameni care nu cunosc și nu predică Evanghelia, dar pretind că le vorbește Dumnezeu. Fără provăduirea Evangheliei și învățătură biblică, nu poate exista o adevărată adunare a lui Hristos. Cu siguranță, orice mesaj, orice glas, orice chemare își va găsi adepți. Nu există. Există adepți pentru orice mesaj. Se vor aduna, vor constitui adunare, dar această adunare nu va fi a lui Hristos. Există oameni care astăzi, chiar în dimineața aceasta, se adună pentru că au diferite interese comune. Sunt oameni care se adună pentru că le place sport. Sunt oameni care se adună pentru că le place istoria. Da? Sunt anumite glasuri care îi cheamă, anumite interese care există și oamenii aceștia se adună. Dar adunarea lui Hristos se adună în jurul unui mesaj central și acesta este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Noi ne adunăm pentru că am auzit glasul păstorului nostru, a Domnului nostru Iisus Hristos și pentru că prin mesajul Evangheliei El ne-a chemat. Și noi mergem oriunde ne conduce glasul Lui. Apostolul Pavel, vorbind despre biserică, spune celor din Efes, în Efeseni 2, în felul următor. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Vorbește de biserică aici. Fiind zidiți, biserica fiind zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Celor din Colose le scrie în epistola către Coloseni în felul următor. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, adică în Hristos, și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât ce este și în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui și pe voi care odinoară erați străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți și fără prihană și fără vină.
negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost provăduită oricărui făptur de sub cer și a cărui slujitor am fost făcut eu, Pavel. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui Hristos care este biserica. Observați cum vorbește Pavel despre biserică și despre ceea ce înseamnă Evanghelia, cât de fundamentală este pentru Pavel această relație între biserică ca și trupul lui Hristos și Evanghelia prin care se constituie această biserică. Pavel vine și spune că Evanghelia este temelia pusă prin prorocii lui Dumnezeu și prin apostol. Și toată zidirea care urmează de aici în continuare se zidește tot prin Evanghelie. Fiecare lucrător care vine și pune pe această temelie trebuie să vină ca și un bun slujbaș și să clădească cu Evanghelia. Pentru că există un proiect gândit de marele nostru arhitect, de Iisus Hristos. El este capul, El este piatra din vârful unghiului. Și noi ca și slujitori, noi ca și biserică trebuie să zidim cărămidă cu cărămidă prin Evanghelie ca și uneltea noastră și nu ne deviem niciun centimetru în dreapta, niciun centimetru în stânga. Nu venim cu ideile noastre, nu venim cu cuvintele noastre. Pe acea temelie a Evangheliei, adusă prin prorocii lui Dumnezeu și prin Sfinții Apostoli, venim și din generație în generație zidim tot cu Evanghelia. Nu avem un mesaj nou, nu avem o învățătură nouă, nu avem idei noi. Cineva zicea, cred că lui Spurgeon, că dacă continuă ca să predice în felul în care predică, va duce biserica înapoi cu câteva sute de ani. La care Spurgeon a răspuns, nu vreau să duc biserica înapoi cu câteva sute de ani. Vreau să duc biserica înapoi până la Hristos. Asta este scopul nostru. Scopul nostru nu este ca să inovăm în biserică. Scopul nostru este să reformăm tot timpul, adică să ne întoarcem înapoi la originea bisericii care este Iisus Hristos și Evanghelia Lui. Dar cei care au respins acest glas al lui Hristos au fost prezenți dintotdeauna. Nu toți acceptă. Mulți caută alte glasuri. Mulți vor alte mesaje. Mulți vor să asculte altceva. Și vor să pretindă în continuare că sunt biserici. Că fac parte dintr-o biserică. Pentru acești oameni care resping Evanghelia lui Hristos, dar pretind că sunt al lui Hristos, Biblia are un singur cuvânt. Domnul Iisus ne spune în Ioan 8:47, cel ce este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Sau Apostolul Pavel, scriind, spune, dacă se crede cineva duhovnicesc, va recunoaște cuvintele care vi le-am spus. Sunt mulți oameni astăzi care se cred duhovnicești și calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni astăzi care se cred drept proroci sau slujitori al lui Hristos, care încalcă în picioare Evanghelia lui Hristos, care resping glasul lui și merg după alte glasuri. Care ca și farisei, nu este destul că ei nu sunt mântuiți, dar vor să rătăcească și pe alții. Adevărata biserică este centrată întotdeauna în jurul Evangheliei și în jurul învățăturii sănătoase. Fără Evanghelie și fără învățătură biblică nu există biserică. 2. Într-o adevărată biserică se practică în sânul ei administrarea corectă a sacramentelor, așa cum au fost ele rânduite de Hristos. Botezul și cina Domnului sunt cele două porunci lăsate bisericii sale să fie împlinite până la revenirea Lui. Ele sunt extrem de importante în viața bisericii, sunt absolut esențiale în viața bisericii. Cineva zicea că aceste două sacramente
Reprezintă poarta prin care se intră și gardul care împrejmuie biserica lui Hristos. Botezul este ușa prin care intri în biserică și cina Domnului este gardul care îngrădește biserica lui. Botezul a fost poruncit de Domnul Iisus Hristos și dacă ne uităm la Marea Trimitere, vedem în felul următor. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ceea ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Botezul este absolut esențial. Absolut esențial pentru viața bisericii. Și într-adevăr, botezul este mărturia unui cuget curat, așa cum ne arată Sfintele Scripturi, dar este mai mult decât doar mărturia unui cuget curat. Botezul în ziua noastră și în cele mai multe biserici a fost redus ca și semnificație. Este o mărturie personală, este un eveniment pentru cel care s-a pocăit. Botezul este mult mai mult decât atât. Este poarta prin care se intră în biserică. Priviți elementele prezente într-un botez nou testamental. În primul rând, Domnul Iisus Hristos le spune, duceți-vă și faceți ucenici. Ceea ce înseamnă că există deja niște oameni, niște ucenici. Există o adunare de oameni care se duc să propovească Evanghelia. Primul element prezent într-un botez nou testamental este biserica. Trebuie să fie acolo cei care te-au făcut ucenic. Cei care ți-au vestit Evanghelia, cei care pot mărturisi despre tine că ești un copil al lui Dumnezeu. Ideea aceasta, m-am botezat, m-am pocăit, mă duc să mă botez în Iordan. Dar la biserica de la Ierusalim te-ai pocăit. Petru ți-a vestit Evanghelia. Nu. Ai mădulare cu care ai trăit ani de zile acolo, la Ierusalim, la Iordan? Păi, nu. Ca tare, n-ai ce căuta la Iordan să te botezi. Nimeni în Ierusalim nu poate mărturisi despre tine că ești copilul lui Dumnezeu. Poate nimeni la Zalău nu poate mărturisi, de-aia te duci la Iordan. Da? Sau te duci în Spania, te botezi, vei acasă să te însori. Nu? Practica românească. Acolo nu ești membru, aici nu ești membru, tu nu ești membru nicăieri, nimeni nu știe de tine. Am zâmbit cu unul dintre frații noștri și nu-i dau numele ca să protejăm inocenții, dar ce mai mult vă dați seama, a devenit membru și încă printre membrii fondatori a bisericii. Și la un moment dat am primit de la biserica de unde a venit o scrisoare în care se era recomandat ca și fiind un bun membru și un mădular integru din biserică, dar omul acesta n-a mai fost la biserica aceea de 3 ani de zile. Cam așa este în bisericile de astăzi, da? Să botează oricine, pentru că important să boteze. Care e diferența între noi și ortodoxia sau catolicismul atunci? Botezul trebuie ca să fie făcut în cadrul bisericii, da? Hristos le spune ucenicilor, mergeți voi și faceți ucenici și voi trebuie să-i botezați. Cei care i-ați făcut uceniți trebuie să fie cei care îi botează. În al doilea rând, este prezent credinciosul, adică noul ucenic. El când devine ucenic, își mărturisește apartenența, da? Deci el este prezent. Este prezentă biserica, este prezent nou convertit. În al treilea rând, este prezent Dumnezeu. Toată Sfânta Treime este prezent acolo. Faceți ucenici și botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dumnezeu este prezent în acel moment. Al patrulea rând, este prezent ca și element fundamental cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia sa. Trebuie să învățăm să păzească tot ceea ce ne-a poruncit Hristos. Atunci când un om se botează și mărturisește public, el mărturisește public că se supune învățăturii lui Hristos, că acceptă învățătura lui Hristos. Deci este prezent biserica, credinciosul, Dumnezeu și cuvântul său. Vedeți, botezul este mai mult decât un act personal. Este mai mult decât o sărbătoare personală. Botezul este un act corporativ. Un act la care participă biserica, Dumnezeu și noul credincios. Și toate mărturisesc despre acel om
că sunt, că este copilul lui Dumnezeu. Dar omul spune despre sine, eu sunt copilul lui Dumnezeu? Biserica spune despre acel om și Duhul Sfânt mărturisește în inima lui. El declară public credința sa în Evanghelie și aparținerea sa în trupul lui Hristos în care a fost botezat prin Duhul Sfânt. Asta este botezul. Al doilea rând, cina Domnului. Cina Domnului este elementul care este în mod constant în viața bisericii și în viața credinciosului. Odată intrat în cadrul bisericii, prin botez, cina Domnului ne împrejmuie, ne îngrădește, ca să știm cine este parte din biserică. Pavel, în 1 Corinteni 11, tratează această problemă și spune în felul următor. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului Isus. Care este contextul în care vorbește Pavel în 1 Corinteni 11? Pavel scrie la cei din Corint pentru că acolo erau niște probleme. În capitolul acesta se adresează la probleme despre cina Domnului. Da? Și când ei se întâlneau la cina Domnului, apăreau tot felul de probleme între ei. Și aceasta zice Pavel că este extrem, extrem de important, pentru că cina Domnului, zice el, la masa aceasta Domnului, este locul în care vestim cel mai vizibil jertfa Domnului Iisus Hristos, prin care El și-a răscumpărat biserica. Și dacă acolo la cina Domnului nu este evident cât de importantă este jertfa Domnului Iisus Hristos, da? Dacă acolo nu se vede cel mai bine Domnul nostru Iisus Hristos, este o problemă în viața bisericii, pentru că de aceea a lăsat-o Hristos. Ca prin cina Domnului, toată lumea să vadă ce înseamnă biserica Lui, ce a răscumpărat El, pentru cine a murit El. Și Pavel zice celor de la Corinteni, voi, în felul în care acționați, puneți în pericol această mărturie. Așa de important, zice Pavel, că este acest act și semnificația acestui act, încât vedem că la Corint Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit de sever când apar aceste probleme. Pavel spune la versetul 30, din pricina aceasta, din pricina dezonorării cinei Domnului, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Ce zice Pavel? Din pricina că n-ați luat în serios responsabilitatea voastră de a declara moartea Domnului Iisus Hristos, importanța jertfei Lui și unitatea trupului prin cina Domnului, Dumnezeu v-a dat boală și pe mulți dintre voi v-a omorât. Ca să vă trezească la realitate, să înțelegeți care este miza, să înțelegeți cât de important este acest lucru. Pavel zice că Dumnezeu a privit asupra bisericii din Corint, care el o declară ca fiind o biserică reală, a privit asupra oamenilor mântuiți de acolo, care pereclitau mărturia lui Hristos și a zis, tu, afară, adică din viața afară, tu, cancer, tu, boală. Până când biserica aceea se corectează și ia în serios cina Domnului. Botezul și cina Domnului nu sunt chestii de luat în ușurință. Le poți practica oricum, pot fi administrate de oricine. Dar nu contează, acum știi. Da, într-adevăr, păstorul ăla are niște probleme, dar nu contează așa de mult. Contează. Da? Contează foarte mult. Contează așa de mult încât Dumnezeu este dispus să omoare oameni din biserică ca să păstreze mărturia jertfei Lui. Dacă în ziua de astăzi se urcă la amvoane curvari și dau cina Domnului și nu-i trăznește Dumnezeu, este pentru că nu este biserica Lui. Dacă în ziua de astăzi se îmbată pocăiții la masa Domnului și nu-i trăznește Dumnezeu, este pentru că Dumnezeu n-are nicio treabă cu ei. Dacă în ziua de astăzi urcă prezbiteri la amvoane și miroasa țuică
și dau cina Domnului. Și asta nu vă spun din povești, vă spun de la evangelizări la care am predicat eu. Și prezbitorul de lângă mine era biat. Și nu ia foc în von. E pentru că nu este biserica lui Hristos. Dacă în cultul baptist se dă cina de oameni care sunt descoperiți ca fiind homosexual și nu se cutremură clădirea și nu pică pe ei să moară, este pentru că nu este biserica lui Hristos. Dar ei nu se întreabă. Și credincioșii nu zic, măi, oare este sau nu este? Așa de important este această mărturie încât Dumnezeu este gata să ia vieți pentru a proteja. 3. O biserică adevărată exercită disciplina bisericească pentru a pedepsi păcatul și a îndrepta greșelile. Mântuitorul ne spune în minunata sa cuvântare de pe munte, în Matei 5, voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată, nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Asta nu înțelege biserica de astăzi. Asta nu înțeleg cultele de astăzi. Ei cred că miza este reputația lor. Oh, ce o să zică lumea despre biserica noastră? Că au aflat despre noi nu știu ce lucru. Oh, ce o să zică lumea despre baptiști? Nu mă interesează. Sunt baptist nu din tată în fiu, din străbunic în tată în bunic în fiu, da? Și nu dau doi bani ce să zice despre baptiști. Dar mă doare profund ce să spune despre Mântuitorul meu. Miza noastră pentru a fi sare în această lume, pentru a fi lumină, nu-i ce va zice lumea despre Biserica Sfânta Treime, ci ce va zice lumea despre Cel care ne-a răscumpărat, despre Cel care ne-a chemat să fim biserica Lui. Asta este miza. Și dacă am înțelege miza aceasta, dacă am înțelege că dacă nu suntem sare și lumină, El va fi hulit. Nu noi, dacă noi suntem huliți pe nedrept, Mântuitorul spune să ne bucurăm. Dar dacă El este hulit pe nedreptatea noastră, că noi nu suntem drepți și corecți și sfinți, ar fi mai bine pentru noi să ne trăznească Dumnezeu și să ne ducă acasă, decât să ne permită să trăim vieți în care îl dezonorăm. Și asta nu înțelege biserica contemporană de astăzi. Miza nu este reputația bisericii. Miza este reputația lui Hristos. Și toate aceste elemente despre care vorbim, Cuvântul lui Dumnezeu, sacramentele și disciplina au fost instaurate de Hristos ca să-L reprezinte pe El. De aceea sunt prezente în viața bisericii. Nu să ne reprezinte pe noi, ci totdeauna să arătăm prin aceste elemente spre Dumnezeu și spre Mântuitorul nostru. De aceea contează ce predicăm. Contează cum predicăm. Contează dacă e biblic sau nu e biblic. Pentru că asta spune ceva nu despre noi. Problema nu e dacă lumea zice, măi, Mihai, e un predicator bun sau un predicator rău. Problema e dacă prin ceea ce spun eu îl reprezint în mod corect pe Dumnezeu. Și lumea poate să zică, am auzit mesajul acela și a fost o reprezentare corectă a lui Hristos. De ce contează pe cine botezăm și cum îi botezăm? Pentru că botezul este mai mult decât o declarație personală că eu cred. Este o declarație corporativă a faptului că El ne-a mântuit și reprezintă pe El. Și aceea este important dacă practicăm sau nu, în mod corect, disciplina bisericească. Pentru că miza nu este reputația noastră sau a bisericii, ci este reputația Lui. Exigența noastră în aceste domenii nu este dintr-o dorință de a fi fixiști, ci dintr-o înțelegere biblică că puțin aluat face să dospească toată plămădeala. De aceea, în momentul în care trebuie acționat prin disciplinare sau prin excludere, o biserică adevărată va arunca afară păcatul din mijlocul ei. Nu există nicăieri în Scriptură ideea aceasta că știi, da, într-adevăr trăiește în păcat, dar hai să-l păstrăm așa, să-l
în mijlocul nostru, să-L îmbrățișăm toți, că poate în felul ăsta, nu știu, să transferă pocăința noastră de pe noi pe El. Nu! Biblia spune că puțin aluat dospește toată plămădeala și că aluatul trebuie curățat. Și-i treaba lui Dumnezeu. Dacă cel care a fost curățat din biserica locală este al lui Dumnezeu, îi treaba lui Dumnezeu ca să-l pedepsească, să-i nimicească trupul, ca sufletul lui să fie mântuit. Nu-i treaba ta. Ne-am arogat ca și biserică, biserici baptiste chiar, prea multă autoritate. Noi credem că mântuirea oamenilor ține de noi, cum crede biserica ortodoxă sau catolică, da? Trebuie să crezi, să te botezi și biserica să te dezlege. Și de aceea noi nu disciplinăm, că dacă îi periclităm cumva mântuirea, dând de la afară pe păcătoși din biserică. Dar cine ești tu să-i periclitezi mântuirea? Și chiar asta faci. Atunci când nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu care zice, disciplinează pe cei care sunt păcătoși. Disciplina bisericească este deosebit de fascinantă prin faptul că însăși Mântuitorul a luat grijă să stabilească această regulă, exact cum a stabilit botezul și cina Domnului, înainte de înălțarea sa. Nu că dacă ne-ar fi zis-o doar Pavel sau Petru, n-ar fi la fel de autoritară, dar Domnul Iisus Hristos, înainte ca biserica să fie înființată la Rusalii, da, la cinzecime, s-a asigurat că disciplina bisericească va fi o practică între ucenicii lui. În Matei 18 avem acel pasaj care vorbește despre acest aspect. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Și asta este majoritatea disciplinei care trebuie să se petreacă în biserici, da? Mi-a greșit cineva, mă duc și îi spun. Apropo, dacă ți-a greșit cineva, aici, la noi în biserică, și nu te-ai dus și i-ai spus, trăiești în păcat. Știai asta? Îți dai seama de lucrul acesta. Porunca Mântuitorului îi, dacă fratele Cristi mi-a greșit mie, Mântuitorul îmi poruncește că eu trebuie să mă duc la fratele Cristi și să zic, frate Cristi, mi-ai greșit. Și dacă eu nu fac lucrul acesta, eu trăiesc în păcat. Cina Domnului de seară. Cred că suntem mulți în situația aceasta, care trăim cu păcatul acesta. Mulți care avem ceva cu cineva, dar nu le spun. Nu pentru că, da, dacă fratele Radu îmi greșește mie și mi-a greșit fratele Radu, dar l-am și iertat, gata. Știu că n-ai intenționat, nici, da, dragostea acoperă o sumedenie de... Aleluia! Slavă Domnului! Dar dacă fratele Radu, sau mai probabil că eu să-i greșesc lui, că eu sunt mai pornit așa, și el nu vine și îmi spune, și să macină. Și ce păstor e și asta, uite cum s-a comportat față de mine, da? Cât timp el stă cu acea povară? El trăiește în păcat și nu acționează cum ar trebui să acționeze un frate, un mădular în trupul lui Hristos. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Ați văzut câtă importanță de Domnul Iisus Hristos la acest aspect, la a proteja mărturia bisericii, pentru că este mărturia Lui. El s-a angajat să-și zidească biserica. Pavel scrie celor din Tesalonic și în capitolul 3 adresează o problemă care există între ei, da? În comunitatea lor. Și spune în felul următor. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Da? Deci, ok, sunt niște oameni acolo care sunt leneși. Mare lucru, Pavel. Leneși sunt peste tot. Cam așa am gândit noi. Da? Sunt niște oameni acolo care sunt mai neserioși.
Acum, când vorbești cu oameni, apropo despre problema asta, și le zici, măi, tot timpul mă bade oameni în oraș și un lucru care mi se spune tot timpul e, măi, numai cu pocăiță să n-ai de-a face. Numai cu pocăiță. Când vorbești cu un alt pocăiț și le spui că te doare aspectul ăsta, spune, acum, măi, frate, acum orice pădure are uscăturile ei, știi, asta e. Și ar putea și Pavel să zică, mă, ok, sunt niște oameni între voi care sunt mai leneși, care n-au chef de muncă, care stau numai și să joacă toată ziua, dă-o încolo, orice pădure. Pavel nu acționează așa, da? Uitați cu câtă seriozitate și severitate, dar în același timp cu dragoste pune Pavel problema către acești oameni, către această biserică. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Însă să nu-l socotiți ca pe un vrășmaș, ci să-l mustrați ca pe un frat. Ce zice Pavel? Dacă există oameni între voi care prin felul în care își trăiesc viața dezonorează pe Hristos, prin felul în care își fac serviciu sau nu își fac serviciu, da? Însemnați, aia înseamnă ridicați mâna într-o adunare generală și spune, hei, frate Ciprian, nu poți ca să fii așa la servici și să fii membru în biserica asta, da? Sau frate Radu, nu poți ca să faci mișmașuri la ANAF și să fii membru în biserica asta, da? Niciunul dintre ei n-ar face așa ceva, să fie foarte clar. Dar exemple absurde. Înseamnă că nu există sferă a vieții personale care este exclusă din viața bisericii, da? Oh, biserica se tot implică în lucruri care nu-i treaba lor. Căsnicia ta e treaba noastră. Business-ul tău e treaba noastră, da? Relațiile tale personale în afara bisericii e treaba noastră. Și când zic treaba noastră, zic treaba lui Hristos. Pentru că în momentul în care ai zis că eu sunt membru în trupul lui Hristos, îl reprezinți pe el. Și dacă vrei să îl reprezinți pe el, există reguli. Și jobul bisericii este să vegheze. Și când deviem de la acele reguli, să spunem nu, îl însemnăm și spunem ori te corectez, ori cu noi nu mai ai de-a face. Nu mai ai de-a face. Primul nostru instinct, mai ales în zilele noastre, el spune, wow, ce lipsit de dragoste. Pavel ăsta e lipsit de dragoste. Dar pentru Pavel aceste lucruri nu merg contradictoriu. A disciplina și a fi lipsit de dragoste. Păi de o parte spune să fie pentru voi anatema ca un vameș, să nu aveți nicio treabă cu el. Să nu beți cafeaua cu el, să nu mergeți la masă. El spune, aveți o singură relație cu un asemenea om. Să-l mustrați. Când îl vedeți pe drum și vine și spune, pace frate, nu te-am văzut de când m-ai exclus. Da? Eu nu îl iau și îl îmbrățișez și zic, ce mai faci, când ai mai jucat fotbal, nu ne-am auzit de mult. Singurul meu răspuns este, pocăiește-te. Atât. Asta e singura mea relație. Vă spun practic. Practic. Cu oameni care au fost expuși la noi din biserică, da? Eu nu stau la cafele cu ei, eu nu stau la povești, eu nu discut din știrile contemporane. Am un singur mesaj pentru ei. Pocăiește-te pentru că faci pe Hristos de rușine. Până atunci n-avem ce discuta. Simplu. Dar vreți să știți ceva? Nu-i urăsc. Mă rog pentru ei. Mă doare pentru ei. Pentru familiile lor. Vreau binele lor. Nu zic din ură. Nu zic cu răutate. La fel cum nu-mi disciplinez copiii cu răutate. Da? Nu-i pun la colț pentru că îi urăsc. A comentat cineva, m-am cam dezactivat așa de pe Facebook, dar a comentat cineva la o predică care s-a postat pe Facebook în care ziceam că Dumnezeu, ca un tată iubitor, ne corectează și inclusiv ne dă greutăți. Și acea persoană comenta că așa ceva este total deformat. Cum un părinte ca să dea greutăți copilului său? Asta este mentalitatea din ziua de astăzi. De aceea se deformează copiii. Un părinte care nu dă greutăți copilului său este deformat. Un părinte care nu disciplinează. Un părinte care atunci când vine copilul și zice oh, mami, temele astea sunt așa de greu. Na, dă-le încolo, mai bine distrează-te. Da? Nu vreau să-ți dau greutăți în viață. Da?
Un părinte care nu impune ce este bun și drept, chiar dacă este dureros, ăla este deformat. Un păstor care zice așa de mult îmi iubesc enorea și că eu n-aș vrea să-i supăr cu absolut nimic. Ăla este deformat, ăla este lipsit de dragoste. Nu păstorul care vine și spune, hei frate, stop joc, ori te pocăiești, ori te dau pe mâna satanii. Ăla este iubitor. Ăla este iubitor. Cei mai mulți n-ar vrea un asemenea păstor. În providența Domnului voi n-aveți ce face, aveți un asemenea păstor. Dar asta înseamnă dragostea. Și în familie, și în biserică, dragostea adevărată necesită disciplină, necesită corectare, necesită confruntare. Relațiile se destramă pentru că problemele din ele nu se confruntă. Soț-soție au o problemă. Macină pe soție ceva sau pe soț ceva. Și nu-i spune. Nu-i spune un an, nu-i spune doi, nu-i spune trei, nu-i spune patru, nu-i spune cinci. Bagă divorțul. Și după aia încep certurile, știi? La avocat. Cu avocații. Că tu întotdeauna ți-ai lăsat șosete. Ce are asta cu divorțul? Da! Dar i-ai spus? Păi nu i-am spus că l-am iubit și n-am vrut să... Da? Că tu întotdeauna nu știu ce... Măruntaie! Care în timp ajung ca să distrugă o relație. Așași lucruri într-o biserică. Lucruri de nimic, care devin lucruri mari, neconfruntate, distrug o biserică, distrug mărturia ei și distrug relațiile din ea. În concluzie, vreau să înțelegem că ni s-a încredințat o chemare. Ni s-a încredințat chemarea de a reprezenta pe Mântuitorul nostru. Și ni s-a dat, printre altele, aceste trei elemente importante prin care să o facem. Vestirea cuvântului, în biserică și în afara ei, exercitarea botezului și a cinei Domnului, da? Este extrem de important felul în care facem aceste lucruri. De seară este extrem de important felul în care ne prezentăm la casa Domnului pentru cina Domnului. În ce stare de spirit, dacă ne-am cercetat, dacă nu ne-am cercetat, dacă există unitate între noi sau nu există, este extrem de important. Și prin practicarea disciplinei între noi. În alte cuvinte, suntem chemați să fim împreună Biserica lui Hristos. Ca tot ceea ce facem, tot ceea ce suntem, să-L reprezinte pe Mântuitorul nostru. Să-L reprezinte pe Dumnezeu. Strămoșii noștri, în toate generațiile, au fost chemați, unii dintre ei, să moară pentru această chemare. The Bray a fost spânzurat pentru ea și pentru aceste convingeri. Să nu credeți că ați scăpat. Aveți o chemare și o povară mai dureroasă. Să trăiți pentru aceste convingeri. Este mai greu. Este mai greu. Într-o lume în care nimeni nu o să te spânzure pentru că crezi în Scriptură, într-o lume în care nimeni nu o să te spânzure pentru că practici disciplina bisericească. Într-o lume în care nimeni nu o să te ardă la rug, o să te ardă pe rug pentru că predici Evanghelia, ea este predicată mai puțin, sacramentele sunt mai denaturate și disciplina bisericească este inexistentă. Omul poartă mai multă frică de disprețul semenului său decât de moarte. Sunt mulți păstori astăzi care n-ar exclude pe cineva că ce-ar zice mătușa și vărul și nu știu cine care e în comitet și se cunosc de ani de zile. Diavolul a găsit o inchiziție mai puternică decât rugul și spânzurare. Se numește libertate. Și noi suntem chemați în acest cadru să fim o mărturie a Domnului nostru Iisus Hristos prin biserica noastră. Să luăm aceste lucruri în serios și să le practicăm cu exigență până când Domnul ne cheamă acasă. Să ne ajute în această chemare, să ne ajute astăzi în toate deciziile care trebuie să le luăm și la masa Domnului de seară. Să-L reprezentăm pe El în această lume într-un mod corect și într-un mod care să-L glorifice pe El. Amin.